Doamne, ia-mă să nu mai fac umbră pământului. Viața de stradă, urâtă, urâtă. Nu mai aveam o idee să ies din haznaua lumii. Cunosc din nou cuvântul familie. Mă spun cu tot sufletul. Am făcut 6 ani de box, 4 ani de lupte. Mihai Leu venise în timp ce eu eram acolo, atunci venise și el, începător. Cum era expresia, hei, tinere, ce faci, hai. Mai târziu a venit viața cum ar veni peste mine, nu eram pregătit. Am luat cărările șantierelor, am luat alcoolul mult în brațe. Doamne, cine eram ca mine. După moartea mamei, am zis că vând apartamentul și îmi iau o garsonieră. La un chef, turmentat, mi-au furat bani. A doua zi, pe cine să condamn? Am fost atâția. Bă, eu nu, știi, noi nu punem mâna. Mi se părea așa ca un dac, cu barbă, cu părul și era așa un semi-tuneric. Nu, totuși, te gândești că e un bătrân care ori a pierdut autobuzul, ori așteaptă autobuzul. Când a început să plângă, a spus, am avut banii de pe apartament și mi-au furat în gară și am rămas pe drumul. Că soția a murit, părinții au murit și că singurul frate la Reșița la care vrea să ajungă l-a călcat eu. M-au primit vreo câteva zile niște amici pe la ei. Mi-am căutat, ba printr-o scară, am dormit și între tufele în parc. Nu-i doresc nimănui să stea cu frica, ba câinii de noapte. Trebuie să te ferești. Ești practic un câine hăituit. Câine hăituit, alungat de colo-colo. Și oamenii se uită altfel la tine. Viața de stradă, urâtă, urâtă. Ferește-i, Doamne, pe toți. Am văzut fotografii făcute și nu vine să cred că eu sunt persoana aceea. Cum am putut să decad în halul acela? Un an și jumate până au venit 2 îngeri. Am găsit un sub o scară. Acolo, de bine de rău, nu ploua. Mai făceau lumea gălăgie, că nu le convenea să vadă om al străzii, boschetar, cum se numește de majoritatea. Ești mizerabil, miroși. Nu ești acceptat. Ca să trec peste frig, mă ascundeam în alcool. Era baza, nu mai realizam, mai nu e bine, termină, ce faci, încotro. Îmi spuneau să plec, că nu mai stau în prezența lor. Alții, măi, du-te și te spală. Erau nopți nedormite, așa, ațipit, trezit, zilele la fel. Când prindeam zile cu soare, ziceam, Doamne, ce bine. Da, și atunci eram cu alcool în cap. Totdeauna mă rog, înainte de a pleca de acasă, să îmi scoată Dumnezeu pe cineva în cale, un copil sărman sau pe cineva să-l hrănesc. El era nu atât, cred că, de flămând, cât tremura de frig. Îi clănțănea dinți, vai, și era un frig și un ger. Am cumpărat să mănânce, le-am lăsat acolo, am plecat acasă cu Daniela. Niciuna nu scoteam un cuvânt, ne-am așezat pe fotole și amândouă ne gândeam la omul de a străzii. Și am zis, Daniela, eu nu știu dacă pot să dorm
la gândul că eu sunt în confort și omul ăla, vai, mie mi se rupe sufletul. Nici eu n-am dormit în noaptea, nici Daniela. Era o sluată, era o ninsoare din aia, știți, cu zăpadă și așa, lapoviță și ninsoare. Și într-o seară, care n-am să pot să uit, cineva de sus, de la etaj, a turnat apă peste mine. A aruncat, mă îndreptam să mă ascund din nou acolo, sub scară. Și ud cum eram, m-am băgat acolo, tremuram. Era frig. M-am trezit peste noapte, la 3, atipisem. Încălzisem în hainele alea, în rupturile alea. Mă rugam la Dumnezeu, Doamne, ia-mă să nu mai fac. Umbră pământului. Am sperat că, Doamne, ia, acum cel puțin, că nu mai pot. Eram singur, era întuneric, beznă, am văzut o lumină. Prin ploape am deschis ochii, speriat. Întuneric, beznă, nu era nimeni. Nici bec stradal să bată acolo, sub scară. Și parcă mă împingea cineva de la spate, ieși de acolo. Pentru ce? Și așa, nefolositor. Nu mai aveam o idee să ies din haznaua lumii. Eram vaia marul meu. S-a dus la taximetriști. S-a rugat. Nu vreți să-l duceți la adăpost. Era murdar, mirosea, vai, nu puteai să stai lângă el, nu puteai. Nu l-a vrut nimeni. A venit Daniela acasă. Mami, ce să facem? Hai, Daniela, să ne rugăm. Ne trebuie un bărbat ca să vină să-l spele. M-a solicitat. Avem un caz. Un om al străzii este bolnav și trebuie dus la spital. Și starea care este, nu se poate, că trebuie spălat și n-am unde să-l duc. Pentru că picioarele erau foarte umflate, mergea foarte încet, nu vedea cum se strâmbă. Eu își punea mâinile în buzunar și scotea și zicea, uite, scoți din buzunar curaj. Hai, Costele, hai că poți! După aceea iară băga mâinile în buzunar, iar scotea și zicea, hai! O să renaști ca pasărea Phoenix din propria cenușă. Ești luptător, Costele, hai că poți! Ai fost un luptător toată viața, mai ai un pic, încă puțin. Își vorbea singur. Mi-a venit să plâng când mi-am dat seama că, într-adevăr, el își dorea această schimbare. E o nișă, așa, într-un perete, unde restaurantul este lipit de bloc, a deschis-o și a zis, uite, aici eu am haine pregătite pentru ziua în care pot să mă spăl. În momentul ăla mi-am dat seama că el vrea să se schimbe. Am luat plasa în mână pentru că el era foarte înghețat și nici nu putea să-și țină într-adevăr plasa și am zis, nu, hai să mergem ca să te speli. Fiind prim de acolo al bisericii, a luat inițiativa, l-am adus aici, l-am schimbat, l-am spălat, l-am îmbrăcat. M-am dus la magazine, am cumpărat haine de la șosete, la tot ce l-a spălat cu apă rece. Putea să moară, mi-a zis doctorița. N-a fost apă caldă, că cred că ne norăceam fără să știm că dacă ești înghețat, trebuie să faci baie cu apă rece. A fost groaznic ce a fost pe el, pentru că el, dacă nu mai simțea nimica, pur și simplu se lipise murdăria de el. L-am dat noi cu spray, l-am aranjat, am făcut rugăciunea. Atât de tare a început să plângă și atât de tare plângea și stătea cu capul în jos și îi curgeau lacrimi așa mari pe jos. A început atâta să plângă el. Ei curgea lacrimile, dar știți cum, așa, pe covor, ca și ploaia. Da,
dea seama că din sufletul lui vine cu adevărat vrea să se schimbe. Faptul că avea plasa pregătită, avea bocanci, avea toate schimburile și zic, nu, acum ce facem cu actele? Păi eu am acte. M-am uitat în spate, mirată, da, eu am și buletina și carte de sănătate. Le-am ascunse în blocul turn, în cal 2. A spus că atunci când ești pe stradă, mă rog, sunt situații foarte bizare în care poți să-ți fie luate actele și să nu ți se mai dea înapoi. Îl ducem la urgență. A venit o doctoriță, o stetă și zice, dumneavoastră, că crezi că lucrează pe salvare, Daniela. Și zice, uitați, sunt cu domnul, dar îl cunoaște? Nu, că l-am adus de pe stradă. Nu suntem rude. L-am găsit pe stradă. E de estradal, de pe stradă. Dacă dumneavoastră ați făcut lucrul acesta, haideți că facem și noi. Medicii, toți știau, umplau după el. Haideți că, uite, două femei, uite, au venit cu un om al străzii. Unde s-a mai pomenit așa ceva să vină cu cineva al străzii și să umble? L-au luat, l-au dus, l-au pus la perfuzie. Dom'le, deci cunoașteți acest om? Nu. Dar cum de acționați așa? Fiind oameni creștini, iubind pe Dumnezeu, așa spune și cuvântul lui Dumnezeu. Să iubiți pe toți? Au rămas așa, cum? Sunteți creștini? Da. Nu am explicat. Ce religie? Creștin. Ne duceam în fiecare zi la el. Era cu unghiile tăiate, vai, ca la stradă. L-a sunat pe fratele Sima, diaconul nostru. Vino cu o unghieră, cu o foarfică, cu ceva. Hai să-l tundem, să-l aranjăm. Că, Doamne, Dumnezeule, cum e? Știau că este a străzii, i-a ducea mâncare. Și îl tratau atât de frumos și l-a ținut 7 sau 8 zile. Nu, ne-a spus doctorița că s-ar putea să-i taie, să-i amputeze picioarele. Fiind înghețate până aici la coapse sus, nu ne dădea nicio șansă a mai fi pe picioare. Am auzit ceva, 7, și am zis nu. Prefer să mor, dar vreau să mor întreg. Îmi spunea, Tănuța, dacă mi-aduci niște cremă de gălbenele și o să frec bine, bine acolo, să știi că o să-mi revină degetele. Nu așa îmi spunea, tot timpul. Și am cumpărat cremă de gălbenele, că el era convins. Cum să-l scoatem, cine plătește spitalul acum? Doamna doctor, noi suntem niște străine, nu l-am cunoscut. De pe stradă l-am luat. Dacă ați făcut și dumneavoastră un bine, faceți-l până la capăt. Fii-vă milă și de el, că n-are unde. N-are niciunde să stea, nu are niciun ban. Și atunci zice, na bine, că m-ai înduplecat. Am spus, nu eu, Dumnezeu. Să știți că chiar nu aveam de unde să plătim atâția bani. Făceam noi, dacă era, Doamne ferește, nu lăsam acolo. Ce să facem, că nu mai știam ce... Hai la asistența socială. Căutam social și vă dați seama, o piață întreagă, lume, mult, mașini, și o mașină lângă mine acolo și se oprește și domnul iese cu ceva sub braț. Bună ziua, nu vă supărați, asistența socială, haideți cu mine. Și deschide ușa și se pune exact, nu, locul de director, pune așa și zice, hai să facem lumină. Uai! Domnul director Tiberiu Furca. Și a chemat imediat două subordonate. Mama a început să plângă. Atâta de emoționat am fost și am spus, Doamne, cât ești de bun. Una din ele, când s-a uitat pe buletin, era colega lui de liceu, care lucra acolo și a zis, ce caută Ionita? Păi zice, mi-a fost coleg de liceu ăsta. Și era un băiat de nota 10, muncea și învăța și... El era foarte bun sportiv, era extraordinar de bun sportiv. Și atunci domnul director zice, cu atât mai bine, hai să rezolvăm problema. Toți oamenii, vă spun sincer, au venit în ajutorul lui, ori de câte ori ne rugau, tot timpul Dumnezeu răspundea. Eu nu mă plângeam, dar și Daniela. Mami, lasă că Dumnezeu e mare, dacă până acum au lucrat cu el așa, și de acum încolo. Cristi Hata este directorul, patronul unui azil.
destul de scump din Hunedoara și foarte bine văzut și foarte bine cotat. Șansa mea a fost că eram colegul, mi-a zis, uite, va pe cineva, nu, hai să-l văd. Și când s-a dat jos din mașină și a spus, respect, Căciula, s-a uitat în pământ, pentru că era rușine. Și Cristi Hada s-a uitat la el și a zis, lasă-mă să mă gândesc, văd că merge, dacă am vreun loc. La ora 5 primim telefonul și spune, Daniela, adu-l la azil. Și domnul Alex și el a fost un om extraordinar, administrator. Nici mie nu-mi vine să cred. Toate mergeau în lanț. Nu era lipsă nici o za. Bineînțeles că și comportamentul meu mi-l schimbasem. Deja schimbasem felul de a gândi. Începusem să prind curaj. Aveam parcă poftă de viață, altfel. Eram cu el în casă, zice, băi, uite câte cărți ai, dă-mi și mie să citesc. La un moment dat se ridică așa și se uită pe geam. Tănuța, hai să-ți arăt ceva. Vezi scara din fața stației de autobuz. Vezi, o zidesc acum. Uite, acolo am dormit tot timpul. Au venit oamenii din bloc și au aruncat cu apă rece pe mine pe gerul ăla și mi-au strigat să plec. El se gândea că se va întoarce acolo, că se va întoarce înapoi în stradă și că, uite, locul ăla l-a închis. I-am explicat care e situația, că un copil la Dumnezeu trebuie să fie curat și m-a ascultat. S-a dus din banii care avea, s-a dus și a cumpărat haine. Deci nu a stricat banii pe țigări sau pe băutură. Și am văzut schimbarea la el. Și atunci am acționat. Deci nu l-am abandonat. Frica lui era că îl abandonam. Emoții, rugăciune. Am învățat să mă rog, am învățat să cunosc cuvântul Domnului. Asta este cea mai mare binefacere. L-am adus aici la biserică. Cineva mi-a zis că, păi, a venit aici și cerșea și intra cu forță. După aceea l-am întrebat, ai fost vreodată pe aici, pe la biserica asta, prin clădirea, la biserică? Nici n-am știut că e biserica aici. Nici n-am știut. Eu n-am venit niciodată aici. Ar fi bine să te rogi cu noi, ca să continui, să-ți revii. Vezi bine că tu cu gura ta ai spus că ai simțit o putere. Da, e adevărat. Nu. N-ai vrea să continui? Ba da. Deam să studieze psalmii, unde spune acolo, când strigă un nenorocit, Domnul aude, ca să înțeleagă mai bun ceea ce face Dumnezeu. Mă suna și îmi spunea că eu vreau să fac mai repede botezul pentru că viața mea nu se știe cât e de scurtă, pentru că el de la ce a avut el la picioare, cum a înghețat picioarele, el e suspect de cancer. Are cuvânt, are bun simț, are rușine, asta îl caracterizează. Că eu îl întreb, ce mai vreți să vă mai cumpăr? Mai îmi trebuie niște medicamente, dar plânge. Mi-e atâta de rușine, de nu mai pot. Am zis să nu-ți fie rușine. La mine, ușa mea e deschisă, telefonul meu e deschis și când mă suni, eu cu cea mai mare plăcere, cu mare drag vin și te pot ajuta. Și tare mult, tare mult de tot, i-aș ruga pe cei care aud să lase viața asta de alcool, să roage Domnului, pentru că îi ascultă mai mult decât cred ei. Și mulțumesc la Dumnezeu că am putut să ajut acest om. Cunosc din nou cuvântul familie. Vă spun cu tot sufletul.
mă simt fericit, mă simt bine. Am familia mea acum. Uitasem cuvântul familie. E greu, poate, așa or să spună mulți. Nu, nu este greu. Dacă vrei, din tot sufletul, o să fie foarte ușor. O să vadă cu adevărat liniște sufletească. Altfel, felul de a gândi, pentru că Domnul îi arată. Sigur, sigur pot să o spun în fiecare clipă, acum. Domnul nu m-a luat. El a zis, mai am treabă cu tine. Mi-a dat un țel, într-adevăr. Țelul? De a spune altora să nu ajungă ca mine. Nu, să nu calce pe cărarea asta. E o cărare tare urâtă, tare grea, de străbătut. De ce să nu meargă pe calea Domnului? E atât de frumoasă și de lină calea asta, încât nu știu dacă pot să-și închipuie oamenii. El strigă cu mâinile întinse către Dumnezeu și noi ar trecem nepăsători pe lângă oameni și să plecăm chiar și pe copiii de multe ori. De ce, maică ta și putaică, tu nu merg la lucru? De ce să-ți dau eu ție un corn sau o prăjiturică sau ceva? Ce este de tine, copilul ăla? Că părintele nu știe să-i dea educație. Am găsit felul de a trăi în concordanță cu vrerea lui Dumnezeu. De la ala al cunoaște pe Dumnezeu în primul rând. Asta contează enorm. Enorm de mult. Și îndemn și pe alții să o facă. Să ne iubim aproapele nostru.